Bună lume și bine v-am găsit la un nou episod. Știu că nu mi-am făcut de mult în videoclipuri pe canalul meu de YouTube, cam de mult, de vreo 2 luni. Cel mult mai eu sper că acum am revenit pe, poate nu chiar pe canalul acesta, poate pe celălalt. Dar astăzi vreau să vă arăt toată colecția mea de Sonic. No, sunt un fan al lui Sonic și Happy Tree Friends și Among Us. Dar nu, un pic mai mult îmi place Sonic. Ok, hai să începem cu jocurile de pe Xbox One. În primul rând am acest joc Team Sonic Racing. Îmi place destul de mult să mă joc. Nu mai m-am jucat de mult, dar chiar îmi place jocul. Am și Xbox Game Pass și acum mă pot juca online, nu chiar cu toți prietenii, că nu prea așa mulți prieteni de-a mei de pe Xbox One se joacă Team Sonic Racing. Ok, imediat. Următorul este acest joc Sonic Mania Plus. Pot să zic că chiar îmi place destul de mult acest joc. Mi-e mai greu că am ajuns la Flying Battery Zone Act 2. Și pot încerc să trec, dar n-am putut. Ieri m-am jucat acest joc, da. M-am jucat pe Mania Mode, pe Core. Ok. Ok, următorul este Sonic Forces. Forces, bine, acum zic și eu cum știu. Care pot să zic că acest joc chiar îmi place. Mi-am instalat și Episode with Shadow, dar, doamne, trebuie să-mi pun multă lumină ca să se vadă cum trebuie. Așteptați un pic. Acum am aprins aici un bec mai mic, dar un pic așa se vede un pic mai iluminat. Nu știu dacă pot aprinde blitzul. Și ultimul joc de pe Xbox One cu Sonic e Sega Mega Drive Classic. Acest joc chiar îmi place mult, intro-ul și mai mă pot juca multe jocuri pe el cu Sonic. Dr. Robotnik Mean Bean Machine, Flicky, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball și Sonic 3D Blast. Da, mi-am aprins și becul ca să puteți vedea. Blitzul, nu știu dacă l-a prind. Nu știu. Mă uit să văd. Da, l-am aprins, nu sunt sigur. Da. Astea mi sunt toate jocurile mele cu Sonic de pe Xbox One. Hai să... Acum am și jocuri cu Sonic de pe Xbox 360, da. Am Sonic Generation. Acest joc chiar îmi place. Nu e aici DVD-ul, știi de ce? Că mi-e băgat în Xbox One, da. Xbox One și Xbox 360. Și ultimul joc al meu de pe Xbox 360, aici mai am unul, nu e cu DVD-ul, am Sonic Unleashed. Jocul chiar pot să zic că îmi place, dar când mă joc cu Sonic the Werehog, cândva un nivel, l-am făcut în 28 de minute, ceva rooftop run cu Sonic the Werehog. Și mai am făcut ceva zone cu Sonic, ceva cu gheață și l-am terminat în 10 minute și ia ghiciți, am primit rank E, vai de capul meu. Și mai am Sonic and All-Stars Racing Transformer, dar problema e că l-aveam instalat și după aia nu mai m-am putut juca cu jocul. Astea mi sunt toate jocurile. Hai să începem cu plușurile, da. În primul rând avem acest pluș cu Sonic care l-am de la mare.
la mare, acum de la plajă, să zicem. Bine, atunci eu eram la bunici și mami și tati au mers și mi l-au cumpărat. Deci ăsta e Sonic the Hedgehog. Următorul e Shadow, desigur, Team Dark Gamer 55. Nu, sunt fan al echipei Team Dark. Apoi avem pe Tails, desigur, sună, dar acum nu mai merge. L-am de la Jurassic Park. Și desigur Silver. Și Spider-Man, poznașul păianjenilor, are un pluș cu Sonic care sună și ăsta. Iată. No, e miat că ăsta nu mai sună. Superb, brother! No, acum nici ăsta nu mai merge. No. Trebuie baterii. Nu. Superb. Ok, hai să începem cu... Acum începem. Acum e a doua, da. Cu figurinele. În primul rând am acest Dr. Robotnik din Sonic Boom. L-am luat eu cu două zile de la Băile Felix. Nu l-am pe... Dr. Robotnik, dar mă, să-mi singurul Dr. Robotnik. Ok, următorul este, desigur, Sonic the Werehog, care vi l-am zis la Sonic Unleashed. Nu știu dacă se vede, scuzați-mă dacă nu se vede, dar am aprins toate becurile din camera mea, chiar toate, și blitzul. Ușa acum... Nu știu dacă o să înceapă o gălăgie, dar... Scuzați-mă, nu pot să aprind ușa. Aprind. Doamne, țucă-mă cu aprindul meu! Să deschid ușa! Am zis, aprind bliciu și așa am rămas. Ok, am zis Dr. Robotnik, n-am zis următorul. Ba, am zis Sonic the Werehog. Care e exact aici. Am aprins tot din camera mea, nu, eu ce să fac, și roleta. Următorul este, hai să zicem, Shadow the Hedgehog. Da, destul de super, chiar îmi place această figurină. Nu știu de ce. Am aprins prea mult în camera mea și tot nu se vede. Nu știu dacă voi vedeți. Eu nu văd așa prin camera, dar nu. Mă pot uita încă o dată să văd cum a ieșit. Da, ăsta e Shadow the Hedgehog. Următorul e Metal Sonic. Nu l-am pe Metal Sonic. Și tot ăsta ne l-am luat din Băile Felix. Nu știu dacă știți și ăla, dar poate ați mers, nu. De unde să știu. Mi l-am luat de acolo. Și nici nu l-am pe Metal Sonic. Așa că mă pot juca cu ăsta, da. Și mai are, da, așa, și o mașină. O pot pune. Eu acum imediat când mai îl pot pune pe mașină, nu. Nici o problemă. Da, bine, da, asta e mașina. Da, roșie, e roșie. E lui Spider-Man, armor. Am o mașină din aia de calitate. De la Spider-Man. Următorul este... Knuckles. Care îi tot pică mâna. Uitați, mâna lui. Mâna. It's time for Knuckles time. Ok. Tot îi pică, nu? Nu-i fixată cum trebuie. Da, chiar îmi place această figurină. Cum nu arată că Knuckles n-are ochii mov. Îi are albaștri. Ok. Următorul este, desigur, Tails. Dar o diferență foarte, foarte mare și foarte amuzantă. Are aici în spate trei cozi. Când ar fi trebuit să aibă două.
Nu știu, dacă pun așa din spate, vedeți. Ma, bine, pot să mai fac încă o dată, cum să nu? Următorul este această figurină mică, mică cu Sonic. Classic Sonic. Nu-i modern, modern Sonic. E tot din Băile Felix. E, îmi place această figurină, da. Următorul este Amy din Sonic Boom. E că știți, Sonic Boom care era pe Boomerang și Cartoon Network. Și desigur, cum să nu, are ciocanul, are cum să nu aibă Amy ciocanul. Ok, următorul este acest Super Sonic, tot din Băile Felix, dar nu-i Super Sonic, că e de culoare roz. Eu zic un pic mai mult că e Espio, dar n-arată ca Espio. Vedeți? Are în spate, așa, arată foarte mult ca Super Sonic și desigur am o dublură. Asta e ce nu o pun de vânzare, chiar. Următorul este această figurină cu Tails care îmi place foarte mult. Chiar, pot să zic că e favorita mea, care e din Băile Felix, mini figurine, care nu-s roz din astea. Sonic, Classic Sonic și Classic Tails, desigur. Următorul este din nou un Tails de culoare roz. Roz. Fiar să fie de roz. Mie nu-mi place roz. Aia e unul. E roșu îmi place noi și culoare de fete și de băieți și culoare de groază. De ce? Pentru că pe roșu e sângele. No. Următorul e Classic Game de culoare portocalie. Culoarea mea preferată. Da, e din Băile Felix. Da, era ambalat așa, era mystery, da. Următorul peste... Amy, să văd pe aici. Din nou, Amy, o figurină clasică Amy, dar acum e de culoare roz. Asta a fost prima mea Amy figurină care... Mă pot să zic că chiar arată ca Amy, Classic Amy. Dar la culoare, rochia, dacă e Classic Amy, nu-i portocalie, e verde. Bă, da, e dublură, dar mai de altă culoare. Nop. Dublură, Tails, Van, sau... Am dublură cu Tails, da. Da, o altă dublură. Și... Da, o altă dublură cu Super Sonic sau Espio. Următorul este această mască cu... Nimeni, cum vedeți. Că am pus mâna. Această mască cu Sonic, Movie Sonic. Mască, da, mască de COVID-19. Ca să te aperi. Bine, am comandat-o, bine, tatăl meu. Mi-a arătat. Bine, acum hai să începem cu ceva caiete, așa cu Sonic. Desigur am acest Sonic Mania Plus Xbox One, vedeți, da? Această carte Sonic Mania Plus are mult în ea. Personaje, mult are, nu? Creatorii, Heavy, Dr. Robotnik, postere, multe, nu? Chiar nu-mi place. Și, desigur, cartea Team Sonic Racing. Arată-mi aici ce poți să faci în alte limbi. Adică este Lightning, Eagle, Laser... Drill, Void, Cub, Rhythm, Spikes, Rocket, Boost, Quick, Burst, Bomb, Ghost. Da.
Acum hai să începem cu... începem acum vorba mie, na, știți, cu posterele. Acest poster. O să vă arăt așa. Da. Cu Sonic Generation, da. Niciun caz nu e Sonic Generation. Știți de unde am asta? De la ăsta, de la figurina ăsta, asta, asta, și, desigur, Knuckles. Și, desigur, Sonic the Hedgehog 4. Cum Sonic the Hedgehog 4? Episodul 1, să zicem. Cum? Că uitați, e Sonic Boom! E Sonic Boom! Sonic e din Sonic Boom, Tails, Stick, Amy, Metal Sonic, că nu sunt sigur chiar, Knuckles, chiar și Shadow. Astea două, cam... alea două, Metal Sonic și Shadow, deci nu prea apar chiar din Sonic Boom. O, ia să-mi posterele, hai să începem cu desenele, da, desenele, acum nu desene animate, desene care le-am desenat eu și colora, nu. Ok, primul este acest Sonic the Hedgehog, bine, e modern, da, Sonic the Hedgehog, ok. Următorul, Dr. Eggman. Deci, cum zice? A, uite, așa. Următorul este, desigur, Tails the Fox. Tails. Chiar îmi place, destul de mult asta. Amy Rose, sau Amy Rosie the Rescaval. Knuckles. Așteptați un pic. Vă rog. Up. Următorul este, desigur, Vector din Team Catwix, care, desigur, îmi place și echipa Team Catwix. Da. Vector the Crocodile. Up. Ok, hai să vedem. Următorul care, Can You Feel the Sunshine, Tails Doll. Următorul, desigur, este Shadow the Hedgehog, cu un Chaos Emerald în mână. Nu știu dacă îl vedeți, dar am colorat cu verde, că Chaos Emerald Doll, știu că este de mai multe culori, dar mai mult este verde. Ok. Următorul, cum să nu, Sonic Adventure 2, Sonic Heroes, în 1000 de jocuri, să zicem, din 2001 până în 2021, nu știu, Sonic Anniversary Collection, nu sunt sigur, dar Rouge the Bat. Please, shut up. Ok, următorul este Cream the Rabbit și Chow, sau Cheese, cum vreți voi, dar Cheese nu e o brânză, e un tăm, e Cream, știu că e un iepuraș, și Chow sau Cheese, nu știu ce e, abar nu am. Următorul e, desigur, Blaze the Cat. Desigur, din Sonic Rush sau Sonic Rush Adventure din de pe Nintendo DS. Poate v-ați jucat, știu. Și, desigur, Silver the Hedgehog din jocul meu preferat, Sonic the Hedgehog din 2006. Păi și Sonic Adventure 2 și ăla îmi place la nebunie. Și Sonic Adventure. Da, Silver the Hedgehog.
Astea mi-au fost toate desenele, sigur o să mai fac, dar nu. Pe am și mai multe, da? Lăsați, că am multe, multe, multe. Hai să vedem. Da, da. Acum, pe aici mai am bluzele, da. Am două. Asta. Da. Am această bluză cu Modern Sonic. Ia să vedeți. Nu știu dacă vedeți. Nu mă o să ridică în picioare, că n-am voie să mi se vadă fața. Acum vedeți. Da, Sonic. O bluză de la H&M. De acolo am cumpărat-o. Oh. Ok, și bluza din Italia. Bine, nu eu am cumpărat, am mătușa mea. Zic că din Italia. E desigur The Emerald Club. Cu Classic Sonic. Poate The Emerald Cup, poate Club. Vreau să se referă la Emerald Hillzon? Nu sunt sigur. Din Sonic the Hedgehog Chiu? Sau chiar... Sau poate Emerald. Cas Emerald, poate. Scuzați că poate vorbesc altfel, dar sunt un pic răgușit. Asta a fost colecția mea cu Sonic, like și desigur subscribe. Vă rog frumos. Din inimă, că Spider-Man, poznașul penjenilor, știți cine, sau cum îl cheamă, Spider-Bear? Are 1000. 1000, am văzut. Da, mai bine tac cu comentariile, că după aia iară mă înjură. Ok, o să mă uit la video, să văd cum a ieșit mai întâi. Dacă n-a ieșit cum trebuie mai întâi, trebuie să o iau de la capăt. Deci, like. Da, like, subscribe și comentarii. Vă rog. Comentarii, dacă n-am, sunt dezactivate, poate. Ce știi? No. Ba!